Dragi prieteni, continuăm campania noastră de salvare a plămânilor Republicii Moldova, de fapt a pădurilor seculare care au existat și care au rămas doar în manualele de geografie și de istorie. Sunt într-una din parcelele din raionul Hâncești, satul Stolniceni, un trup de păduri de stejar, tăiată anapoda, tăiată deja o parte din ea până a venit noua guvernare, a fost doborâtă la pământ. Dar uitați-vă și aici la Hâncești a rămas un singur stejar. Cred că i-a fost jele. Dar restul stejar care, eu nu știu, nu pot să vă transmit cât e de mare. Restul tot o tăie, tot o fermat. O distrus varvarii ăștia. Și acum am venit sesizat fiind, ia uitați-vă. Eu cred că vedeți cât e de enorm, ia uitați. E enorm. Un stejar cam povești. Uitați-vă ce a rămas. Acolo e o livadă abandonată. Restul, tot ce a fost specii bune, tari, tot a fost tăiat. Și acum oamenii care m-au invitat încoace s-au plâns că sunt planificate tăieri. În continuare, am uși vă arăt borna și poate împreună cu autoritățile, cu cei responsabili, începând de la Molțilva și terminând cu Ministerul Mediului, să stopăm. Doar doamna Gavriliță și-a spus, trebuie să plantăm păduri ca să atragem apele. Apoi doamna Gavriliță, să plantezi păduri nu înseamnă să tai păduri. Am ușit merge să vă arăt borna și ia uitați-vă stejarii care urmează să fie tăieți. Stejarii care urmează să fie tăieți. Am ușit să vă arăt că sunt notați și sunt pregătiți. 22, UR23, tăieri 04. Cred că în luna 7 deja e planificat. Iată-le, astea speciile de stejar, de frasân, speciile care aduc bani. Ăștia urmează să fie tăieți. Poate băi, lăsați totuși, mă. Noi, doamna prim-ministru, n-am vorbit public, mai ales dumneavoastră, că vom plata câte 100.000 de hectare. Câte 100.000 de hectare. Pe an. Poate totuși e timpul să punem moratoriu pe tăierile pădurilor natural. Cele care au crescut din, nu știu, din veac. Ocupați-vă cu plantare mai mult. Eu înțeleg criza energetică, eu înțeleg că asta e salcăm o grămadă pentru necesitățile populației. Dar stejarul, frasănul, poate nu-l mai defrișați în halul ăsta. A, dar mai sunt copaci tăieți. Ectă-i, pe jos. Și acolo, și dincolo. Ai, dar eu scos, eu deja vorbesc. E și aici au scos și au fost mai de preț. Aici au rămas deja unde și unii câte unul. Unii și unii câte un copac. Da, degeaba. Și urmează încă să taie. Da. Sper să reușim să oprim tăierile astea ilegale. Chiar dacă sunt autorizate. Înțeleg că nou șef de la Molțilva are planificat să adune niște sume de bani. Și aici eu știu și vorbesc. De asta nu prea să uite el la nimic și la nimic. Și va obține cvotele necesare de tăiere de păduri. Mai bine dați-ne voi să punem panouri fotovoltaice pe casele noastre decât să ne prostiți cu tăierile pădurilor. Și ca să înțelegeți, aici e o pantă de vreo 45 de grade. Aici dacă tăiem și eu mai rămas din copacii ăștia seculari, că și am un frasăn în față. Dacă mai tăiem și aici, o să vină pământul la vale, din nou dovedim să-l strângem. Iată, ăsta-i. Și aici nu-i numerotat. Da. Ăștia aduc profit. Copacii. Cum să-l numerotez? Încă acum 2 ani când ne-au invitat cei de la Molțilva cu gândul să ne mai facă mai buni la suflet, ne-au invitat în seminarele lor prin păduri, domnii academicieni spuneau clar, care au fost prezenți la adunare, iată, ăsta e marcat să fie tăiat. Marcat să fie tăiat și dat cu albastru. Domnii academicieni spuneau așa un lucru. Pădurile de stejăriș, de pădurile noastre tradiționale, sunt extrem de pretențioase în a prinde. Și asta o spun statisticile. Sunt întregi
sectoare de pădure care au fost plantate ghindă, ani la rând, ani la rând, și în afară de ghindă au fost plantat și stejăriș deja ieșit în pepeniere, care nu s-au mai prins. Ideea e că copacii de stejar, carpenul, fagul care e în Cartea Roșie și care stai în rezervația plaiul fagului, are nevoie de anumite condiții specifici pentru a se prinde. De asta pădurile se taie în ochiuri, se lasă copaci, se creează condiții de umiditate, de umbră, pentru că stejărișul și alte specii tradiționale ale noastre au necesități specifice. Dacă se taie și se rade pădurea cu totul, n-ai cum să aștepți să prindă stejărișul sau să prindă alte specii de lemn tare, frasănul, gorunul. N-ai cum să aștepți. El, dacă nu are umiditate, dar în momentul în care tu ai defrișat trunchiul de pădure, tot, ai tăiat tot, apele freaci se duc, stratul de vegetație moare și păduricile noastre, care noi le știm de la Ștefan cel Mare, de stejar, n-au cum să mai prindă. De asta trebuie să discutăm în continuare și doamna prim-ministru ar trebui să audă și să vorbească cu... Ia uitați-vă, aici în general e în loc, dacă se taie, închipuiți-vă, uitați-vă cât e din loc pădurea. Dar ei sunt marcați, toți copacii sunt marcați pentru a fi tăiați. De partea asta altă e o pădure privată a unui băiat care are grijă, ia uitați-vă, curățată, strâns tot. Vedeți care e diferența, pădurea privată și pădurea de stat, care e a nimănui, e a noastră a tuturor, dar e a nimănui. Suntem în discuție necesitatea ca pădurile să... sau o parte din păduri. Facem un experiment. Ăsta e planificat să fie tăiat, care ține pământul. Nu știu și câștigă ai stai, tu că ai stai, dar el ține toată muchea asta de deal. Tă, e îngrijită. E un băiat care are grijă de pădure. Iată, vedeți? Poate totuși discutăm în mod foarte serios despre necesitatea, măcar pe cale de experiment, să dăm în proprietate privată să aibă grijă. Totuși să dau miliarde de lei pe plantarea de copaci. Poate totuși facem un experiment să vedem câteva mii de hectare date în proprietate privată. Nu că el să dispună de ele, dar el să primească salariu pentru îngrijirea pădurii, dacă cei de stat nu au grijă. Rămâne să apară o junglă. Și aici până în vale, uitați-vă ce jărișa. Sau câini buni. Aici o să rămână aici. Dar parcă și ori a fost tăiat deja. Și și câmp sau și... O să vină tăietul, da, până aici. Dar în partea asta o fost tăiat. Da, ia uite aici s-au prins. Dar trebuie curățit. Ia uite stejărișul prins. Nu se crească, dar sunt ușei. Încă 2-3 stejăriș. Arțari.
Nici pădure trebuie. Da, ăsta e monument. Monument al naturii. Băi, frate, așa este totul. Nu știu de care parte te apropii. Băi, băieți, bă, dar păi ăsta-i copac. Dar unii însemnat? E tăiat o bucată, dar nu e pus nimic. Nu e vopsit. A-a.